Florin Hozoc este fondator și director executiv al unui grup de firme care se ocupă, între altele, de distribuirea de medicamente și echipamente medicale. Pe blogul personal, el a acuzat Centrul de Transfuzii Suceava că refuză să primească gratuit un echipament medical pentru recoltarea plasmei de la pacienții vindecați de COVID-19. Informația a stârnit indignare în mediul online, mai ales că județul este pe primul loc pe țară la numărul de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Firma susține că asigură gratuit instalarea, instruirea personalului, întreținerea și reparațiile aparatului, precum și 500 de kituri complete de recoltare a plasmei. Acoperă toate costurile de colectare pentru aproximativ 1500 de doze de plasmă convalescentă. Deși autoritățile locale din Suceava au avut pe masă oferta de a primi în folosință gratuită un echipament nou de plasmafereză, precum și 500 de kituri de plasmafereză gratuit, șefa Centrului Județean de Transfuzie Sanguină Suceava s-a opus acestei sponsorizări, invocând diverse motive stupide, printre care și faptul că donatorii de plasmă trebuie să fie internați 2-3 zile și acest lucru nu este posibil pentru că Spitalul Județean Suceava este în carantină, a scris pe blogul său Florin Hozoc în urmă cu 2 săptămâni. Contactată telefonic, directoarea Centrului de Transfuzii Suceava, medicul Maria Pilat, susține că nu a refuzat echipamentul medical, dar a amânat primirea acestuia pentru că instituția nu poate să-l folosească. Pe lângă echipamentul donat, centrul mai are nevoie de un alt aparat și de un medic. Nu ne-ar mai trebui încă un aparat de biochimie. Iar nu e simplu că oricine îți dă un aparat de biochimie, dar ne trebuie și consumabilele și persoana care să facă aceste analize. Conform legislației, deci face aceste analize pe donare și el trebuie să treacă printr-un consult medical. Da? Un consult medical și apoi trebuie monitorizat pe toată perioada aferezei, da, care durează, dacă la o donare de sânge total donarea durează 10-15 minute, aici durează cel puțin 50-60 de minute, numai procedura propriu-zisă, da? Plus cât durează înainte și după. Și trebuie monitorizat pe toată această perioadă, deci cineva, un cadru medical superior, deci un medic și un asistent, trebuie să stea lângă el. În condițiile actuale, noi nu avem medic care să consulte acești donatori de plasmă de afere. Directoarea a mai spus că începând de săptămâna trecută, angajații instituției recoltează plasmă de la cei care au învins COVID-ul, dar printr-o metodă mai simplă și mai puțin consumatoare de resurse. Noi donăm începând de săptămâna aceasta, noi am început recoltarea de plasmă COVID de la personalul sanitar. Ei au fost primii care au venit în întâmpinarea noastră, am început recoltarea, doar că prin metoda obișnuită. Deci fără acest aparat al firmei domnului X. Mai multe spitale din România folosesc un nou tratament pentru a-i ajuta pe pacienții care fac complicații după infectarea cu SARS-CoV-2. Este vorba despre un transplant cu plasmă recoltată de la cei care au învins coronavirusul.